Suntem la Spitalul Las Medica de la Bucov. Stăm astăzi de vorbă cu doamna doctor Nadina Liculescu, medic primar recuperare medicală. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației de a realiza acest interviu astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă urez, să zicem, succes în ceea ce v-ați propus să aflați, să aflați. Păi haideți să aflăm atunci. Doamna doctor, spuneți-ne, în primul rând, când mergem la recuperare medicală? Se întâmplă în diverse feluri. Frecvent, pacienții care ajung la noi sunt la recomandarea medicilor specialiști din alte zone, de exemplu, neurologi, ortopezi, sau chiar medici de familie care cunosc istoricul pacientului, care realizează importanța acestei specialități și recomandă direct pacientului să se adreseze serviciului de recuperare medicală. Patologia poate fi de la până la, trecând, cum am spus, prin aceste specialități conexe, ne gândim la dureri de oase, de articulații, de mușchi, de spate, de membre, de orice situație care ne împiedică buna desfășurare a activităților zilnice, care ne săcâie de mai multă vreme sau de mai puțină și nu îi găsim o rezolvare alta decât cea medicamentoasă, care știm că nu este de lungă durată efectul ei. Spuneți-mi, vă rog, cum ne ajută concret recuperarea medicală atunci când vorbim de redobândirea, să spun așa, unei vieți funcționale? Ce face exact? Face prin toate mijloacele de care dispune, începând, acord o mare importanță kinetoterapiei, deci gimnasticii medicale, care dispune de multe programe care se adresează fiecărei probleme în parte sau un grupaj de exerciții care se recomandă în anumite afecțiuni. Și alături de gimnastica medicală specifică avem proceduri. Procedurile sunt fie de fizioterapie, și aici există o gamă foarte largă cu aparatură din ce în ce mai performantă și mai eficientă, care poate aduce beneficiu în puține ședințe, deci ține cont de timpul fiecărui pacient. Apoi mai avem și alte variante de tratament pe care le folosim în combinație sau izolat, terapia manuală sau tehnici de masaj. Ce înseamnă terapie manuală? Este parte integrantă a, să zicem, termenului de masaj, doar că folosește tehnici speciale care se adresează diverselor straturi mai profunde sau mai puțin, depinde de zona pe care o avem de tratat, și aceste tehnici de manipulare, tehnici manuale, reușesc să aducă beneficiu acolo unde sunt folosite prin mobilizarea straturilor între ele. De exemplu, să spunem, o contractură musculară nu este un fenomen izolat, ea afectează și alte țesuturi adiacente musculaturii și toate sunt prinse într-un tot care ne supără, ne doare. Aceste tehnici prevăd metode prin care straturile separat sunt relaxate, astfel încât să reușească să înlăture contractura, nu doar pentru un moment, ci cu efect de lungă durată. Vreau să vă întreb, doamnă doctor, un medic de recuperare medicală este un magician? Nu vă adresez această întrebare întâmplător, pentru că vreau să știu dacă pacienții care vin la dumneavoastră cer rezultate, eu știu, după prima ședință chiar. Adică nu au răbdare. Trăim în secolul vitezei și se simte până și la noi în cabinet. Da, este foarte adevărat ce spuneți. Nu suntem nici magicieni, nici vrăjitori și cu atât mai puțin reușim să rezolvăm lucrurile instantaneu. Ar fi bine, ne-am bucurat și noi și pacienții, dar nu se poate, nu merge așa. Ba din contră, chiar aș spune că este o specialitate
de câte ori am ocazia încerc să vorbesc despre acest lucru, care în drumul între pacient și medic trebuie să ne mobilizăm fiecare. Jumătate din drum o parcurge pacientul, cealaltă medic-terapeut, în fine echipa de recuperare. Pentru că dacă nu avem și participarea, cooperarea, complianța pacientului, nu vom reuși să facem mare lucru și nici măcar pe aproape o minune pentru pacient. Este o specialitate care necesită implicarea pacientului. Și răbdare. Absolut, da, și răbdare ca atare. De cele mai multe ori recuperarea nu se face la o primă întrevedere sau ședință de tratament. Așteptările, sigur că da, sunt de regulă mari. Însă, cu cât mai vechi e o suferință, ca să sintetizez, cu atât va dura probabil mai mult până reușim să o înlăturăm. Se poate vorbi de recuperări în procent de 100%? Există, evident. Cele mai spectaculoase recuperări sunt în domeniul ortopediei. Aici, dacă avem, de pildă, o intervenție articulară, genunchi, dau un exemplu, cum sunt frecvent azi întâlnite rupturile de ligament încrucișat anterior, că mergem la schi sau la fotbal sau mai știu eu ce sport practicăm. Da, intervine ortopedul, operează și apoi îl îndrumă către recuperare. Există niște protocoale care prevăd foarte clar câte săptămâni sunt necesare pentru a parcurge etapele până la recuperarea finală și completă. De cele mai multe ori, aici știm exact cu ce ne confruntăm. Altminteri, e de luat în calcul terenul cu care avem de-a face, adică toate particularitățile pacientului și abia după ce vom vedea, analiza lucrul ăsta, să ne putem pronunța, estima un timp optim de recuperare, dar nici măcar atunci, pentru că nu știm cum reacționează la tot ceea ce va urma să facă. Practic, fiecare individ reacționează, fiecare organism, de fapt, reacționează în felul lui. Da. Nici măcar dumneavoastră, ca medic, nu aveți de unde să anticipați în cât timp s-ar putea recupera o persoană. Exact așa este. Eventual, după 2-3 ședințe, să spunem, de tratament, în funcție de răspunsul pe care îl avem la ceea ce am recomandat, ne putem face o idee și eventual stabili un pronostic, da, ne putem aștepta la următoarea evoluție și nici atunci nu putem fi siguri. Dar, în principiu, vom putea avea măcar o idee. Cum intervine acupunctura în recuperarea medicală? Care este rolul acupuncturii? Eu cred că ea vine foarte bine să completeze ceea ce face recuperarea prin celelalte mijloace, prin cel puțin două mecanisme. Unul, că pregătește terenul astfel încât acel organism să fie pus în situația de răspuns optim la tot ceea ce se va întreprinde. Și ulterior vine să păstreze poate mai bine efectele pe care le obținem prin tratamentul de recuperare. Oricum recomand acupunctura, indiferent dacă avem sau nu impresia că e necesară, mai ales pentru că militez foarte tare pentru profilaxie, pentru ideea de a preveni orice boală, orice accident, orice lucru care sigur că va fi mai greu de înlăturat consecințele lui decât să prevenim apariția respectivei situații. Dar din experiența, din cazurile cu care dumneavoastră v-ați confruntat, avem noi inoculată ideea asta de prevenție, de profilaxie? Nu, prea puțin. Prea puțin și din păcate. De fapt, se vede lucrul ăsta în fiecare zi. Medicina devine, sau orice formă a ei, un lux din ce în ce. De aceea, un lux prin prisma costurilor, la asta mă refer. Și așa trăim complicat, sau trăim vremuri complicate. Cu atât mai mult, sau din pricina asta, vreau să subliniez importanța profilaxiei. Haideți să facem lucrurile până când ele pot fi
ținute sub control, gestionate cu eforturi minime. Și ca timp și ca resurse materiale și așa mai departe, ca suferință pe la ansamblu. Dau un exemplu, accidentul vascular, da? Este poate fi prevenit un AVC? Să știți că da, cred că da, poate fi prevenit în primul rând cunoscând că cazuri în familie știm că avem un risc, da, mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare, deci de a ne pune în situația unui accident vascular. A avut bunica, a avut străbunica sau mai știu eu... Fondul genetic, așadar, este foarte important. Exact. Predispoziția este adusă de genă, este importantă. Văzând ce stil de viață am, coroborat cu această predispoziție, mă gândesc ce pot să ajustez, ce pot să fac, ce măsuri pot să iau astfel încât să nu ajung în respectiva situație. Pentru că oricum, riscul meu de a face un accident vascular, având în familie această problemă, este mult mai mare. Și evident, aici intră în discuție foarte multe lucruri pe care un, să zicem, neurolog, de exemplu, poate să îi explice unui astfel de persoane. Ce riscuri am eu de a face un accident vascular? Păi, astea. Bun. Și ce pot să fac să preîntâmpin situația? Asta. Haideți să ne lăsăm mai desinformați de ceea ce ne-ar ajuta să prevenim anumite probleme de sănătate. Destul de multe, de altfel. Am înțeles, dar sunt dumneavoastră, spre exemplu, ca medic, v-ați confruntat cu persoane care au venit la dumneavoastră doar pentru a obține informații, doar pentru a preveni posibilitatea de a ajunge, iată, să facă recuperarea medicală? Nu. Și ori de câte ori am ocazia, mă bucur că pot să spun lucrul ăsta, haideți să facem ceva în așa fel încât să nu mai ajungem la boală. Sau să o ținem cât mai departe de noi. Foarte mulți medici militează atunci când vorbim despre profilaxie pentru un stil de viață sănătos, care implică o alimentație sănătoasă, foarte multă mișcare. Dumneavoastră cum vedeți situația? Ce înseamnă exact profilaxie din punctul dumneavoastră de vedere? Ce ar trebui concret să facă un om din momentul în care se trezește până seara când se culcă pentru a spune... Nu o să mi se întâmple mie asta, nu o să ajung eu pe mâna medicului X. Pentru că, iată, am avut o zi în care am fost organizat. Aș face câteva recomandări, sau măcar una și bună. Aș spune să încerce să se bucure de viață. Aici este o chestiune care ține de fiecare. Unii găsesc bucuria în asta pe o bancă în parc, să spunem, să citească o carte sau... Mai avem timp pentru așa ceva? Ne facem. Sau să se plimbe cu mașina, dau un exemplu, sau mai știu eu ce, să-și viziteze prietenii, să facă lucruri care îi fac plăcere. În general, mănânce în tihnă. Să mănânce în tihnă, da, când mănâncă să fie concentrat pe ceea ce face acolo. Mai important este, cred eu, să mănânce în tihnă decât ceea ce mănâncă. Adică atâtea recomandări se fac de diete încât nici mai știi încotro să o apuci și ce să alegi din toate. Și aici trebuie personalizate lucrurile, dar una peste alta, tot ceea ce luăm în discuție, cred că e important să facem cu plăcere, cu bucurie, până și o muncă. Atunci când îți place să o faci, nu mai resimți ca practic, un efort. Dumneavoastră spuneți că ar trebui să eliminăm factorul stres din viața noastră. Da. Ceea ce... Este mai simplu decât pare. Adică atunci când ceea ce faci, indiferent ce, de la mâncat, la muncit, la cumpărături, mai știu eu, ce facem cu toții în zi de zi... Să facem relaxați. Da, să facem cu plăcere. Și dacă nu ne face plăcere ceva, pe cât posibil, să delegăm. Alții să le facă, se găsesc întotdeauna oameni cărora le place să facă lucruri care nu ne plac. Și trebuie să-i găsim și să îi rugăm să ne ajute. Recuperarea medicală se adresează întregului segment de vârste? Da. Se adresează de la mic la mare, de la bebeluș, de la nou-născuți, chiar au diverse patologii, unele foarte grave, altele
congenital, altele sunt vizibile abia în primul an de viață și există terapeuți specializați pe așa ceva, pe nou-născuți, pe sugari, pe copii până într-un an. Apoi există specialiști pediatri sau orientați către segmentul ăsta de vârstă, ortopezi, pediatri și așa mai departe. Nu mai spun de vârsta adultă sau de cea a senectuții în care cu atât mai mult se adună patologii diverse. Se adresează, este de fapt o specialitate borderline, noi așa am denumit-o, în sensul că e tangentă cu foarte multe, de la probleme respiratorii, cardiovasculare, ginecologice, neurologice, ortopedice, nu mai spun că e limpede și evident, până și dermatologice. Un organism tânăr, și când spun tânăr mă refer inclusiv la bebeluși, se recuperează mai repede decât un organism, nu știu, trecut de o anumită vârstă? Teoretic, da, practic nu putem ști, depinde de patologie sau nu putem ști. O paralizie cerebrală la un copilaș este o chestiune care are foarte puțină șansă de bine sau de rezolvare. Este de aceea greu de comparat cu, să spunem, o întorsă la adult, care sigur se va rezolva. Deci depinde de gravitatea diagnosticului, mai mult decât de vârstă și resursă. Ca să nu vă mai spun o altă particularitate a cazuisticii, tot mai mulți tineri sunt cu probleme, comparativ cu segmentul, să spunem, 50, 60, 70 de ani, adică de departe au mult mai multe probleme de sănătate. Ce fel de probleme ați remarcat? De exemplu, să spunem, cele de stil de viață și anume statul pe scaun la nesfârșit. Afecțiuni ale coloanei vertebrale. Exact. Afecțiuni ale coloanei care sunt mult mai des întâlnite la segmentul 25-55 față de 60-70. Sedentarismul ar fi o Sunt convinsă cauză? Că da. Da. Și ce ar trebui să facă un tânăr pentru a preveni? Să-și organizeze un pic mai bine timpul și să stabilească niște limite. Eu zic că e foarte important programul ăla de muncă pe care cu toții l-avem, că toți muncim sau majoritatea muncim. Să nu-l petrecem doar pe scaun. Să-l optimizăm, da, să nu-l petrecem doar pe scaun, dar să încercăm să cuprindem într-un număr rezonabil de ore ceea ce avem de făcut, astfel încât să rămână timp și pentru noi. Mm. Și în acel timp, da, să ne plimbăm, să mai mergem și pe jos, să acum tot este la modă, să ai tot fel de aplicații, să vedem câți pași ne setăm, să vedem câte calorii consumăm și așa mai departe. Deci să interacționăm cumva, dacă nu altfel, măcar cu aplicațiile, care să ne îndemne să ne respectăm o rutină. Pentru că dacă înainte vreme aceste lucruri erau stabilite de anotimpuri, se ara, se semăna, se făcea, se dregea, da, iarna ne repauzam. E, organismul avea parte totuși de o perioadă de odihnă, de recreere, de refacere a forțelor și primăvara o luăm din nou. Ei, noi când mai avem timp să facem lucrul ăsta? În concediu, cel de 4 zile sau 5, când fugim, nu știm mai întâi încotro și venim mai obosiți decât am plecat în concediu. Deci nu mai avem deprinderea asta, aceasta importantă de altfel, să ne acordăm răgaz. Asta este recomandarea pe care încerc să luăm lucrurile cu calm și da, cu mai multă relaxare. Și să privim un pic în urmă, nu cu mult, cu o generație, poate două, cum făceau oamenii aceia lucrurile. Să ne mai inspirăm un pic din felul acela mai tehnic, mai normal, mai într-un ritm mai concordant cu ceea ce și organismul are nevoie. Organismul ne dă semnale în momentul în care ceva este în neregulă? Absolut clar, da, dar nu avem nici chef, nici timp să plecăm urechea la ele. Le ignorăm, mai luăm 3 pastile, mai băgăm sub preș problema până când se agravează. Exact ca la somatolog. Eu fac mereu comparația asta că e foarte evidentă. Am o durere, da, bine, iau ce iau și mi-a trecut. Dar între timp problema aia lucrează, chiar dacă pe moment zicem că am rezolvat-o. Până când nu afectează toată măseaua și mi-a căzut, nu văd, nu îi dau atenție. Și pe mă plâng că mi-au căzut vreo 4 sau 5
nu mai pot să mănânc, mă costă foarte mult să mi le repar sau să le înlocuiesc și tot așa. Deci, neglijând un semnal al corpului, cu siguranță, mai încolo, amânându-l, va fi și mai scump, și mai greu, și mai greu de reparat. De dus din toate punctele de vedere. Și exact, suferința e mai mare. Amânarea nu e o soluție. Există vreun caz care, nu știu, v-a rămas așa întipărit în memorie? Știu că sunt multe, dar unul particular. De persoană, evident, pacient care a trecut prin mâinile dumneavoastră și astăzi este bine. Probabil că sunt multe. Acum, pe moment, nu-mi vin în minte exemple concrete. Am avut satisfacții profesionale și cu acupunctura. Am avut multe cazuri, de exemplu, multe, destule, de hernii de disc operate, de exemplu, care s-au păstrat bine venind periodic la acupunctură, da? Și n-au mai fost chinuiți de problemele de coloană an la rândul. Am avut satisfacția cu puține, foarte puține persoane cărora le-am recomandat să păstreze un set de exerciții pentru că problemele de coloană le-ar putea face surprize neplăcute frecvent și au reușit să facă treaba asta, adică să fie consecvenți. Și au trecut ani și n-au mai avut probleme. Adică ține foarte mult de felul de a fi al omului și aici zic că am întâlnit de la până la de toate. Și cazurile care s-au remarcat prin consecvență au avut câștig de cauză. Mi-ați anticipat oarecum întrebarea finală. Cât de important este ca după ce se finalizează ceea ce înseamnă recuperarea medicală, indiferent de cât durează ea, că poate dura zile, săptămâni, luni, habar nu am, cât de important este, exact cum a spus dumneavoastră, să fim consecvenți și să respectăm sfaturile pe care medicul de recuperare medicală, în speță dumneavoastră, ni le dă? Da. E important. Și nici astea sunt măsuri care trebuie luate pe parcursul întregii vieți? Depinde despre ce vorbim. Evident că dacă avem o scolioză, toată viața. Este, da, o recomandare pentru tot restul vieții, pentru că nu este de mirare, la un moment dat vor apărea probleme. Cervical și lombar și nu numai. Dar da, recomandările pe care le facem par pentru mulți amuzante, adică cum să fac în fiecare zi exerciții, cum să-mi găsesc. Da, dar de spălat pe dinți îți găsești timp. E drept că durează mai puțin. Sau de alte lucruri. Dacă am face și din mișcare, mișcarea înseamnă viață. Din mișcare o rutină, zi de zi să includem în viața noastră, de exemplu, ceva, orice fel de formă de mișcare. Mersul pe jos? Mersul pe jos este și el foarte bun, în lipsă de altceva. Dar să fim activi, să fim activi. E foarte important și pentru creierul nostru. Pentru echilibru din pentru corp. Pentru oxigenare? Da, și pentru oxigenare și pentru tot echilibru. Zic pe ansamblu echilibru. Când vă găsesc oamenii pe dumneavoastră aici la Spitalul Las Medica? Deocamdată, din păcate, pentru puțin timp, adică doar marțea sunt aici de la ora 9 până la prânz, dar avem planul de viitor. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Știu că a fost greu să sintetizați atât de multe informații în timpul acesta pe care l-am avut la dispoziție, dar sper să ne mai vedem și altă dată. Cu mare drag. Eu sper să pot dezvolta și alte subiecte și concrete, că noi am vorbit acum la modul general despre problematica asta a recuperării. Mi-ar plăcea să vorbim pe un caz anume și ce putem noi face concret pentru a ajuta respectiva persoană să-și rezolve problemele. Adică pentru asta suntem aici, să-i ajutăm pe oameni să revină într-o formă cât mai bună în și să aibă o viață funcțională. Și să aibă o viață împlinită. Mulțumesc tare mult încă o dată, mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături. La revedere! Vă mulțumesc!